Tony Frank și la noi pso pe acest canal. În acest episod o să facem un tutorial cum să te joci jocuri de pe telefon pe calculator. Vă trebuie o aplicație și o să vă și arăt cum să înregistrați aplicația aia. Bun. Hai să începem. Prima dată vă duceți în browserul vostru și scrieți BlueStacks. BlueStacks. Și dați pe primul. O să vă las și un link în descriere. După ce ați ajuns pe site, dați pe butonul ăsta. Ați dat și o să vă dea aici. Eu nu mai dau pentru că deja îl am. Și o să mă duc aici la el. O să dăm așa. Bun. Acum așteptați să vi se încarce asta. Așteptați să vi se încarce BlueStacks așa. O să-l punem aici și să se facă 100% și după aceea se instalează. Bun. Acum hai să așteptăm. Așteptăm până se gata. Bun, s-a încărcat, acum așteptăm să se mai deschidă ceva, instalerul, adică ăla de instalat, și ia să așteptăm să se aprindă. Bun, când vedeți asta, dați Next. Aici vă puneți unde vreți să fie programul, eu o să las program data AC. Astea le bifați, nu știu ce, și am o așteptăm să se încarce. Așteptăm să se încarce și o să vă și arăt cum să-l puneți să se vadă pe OBS numai, pentru că pe altele nu știu. Poate și sunt și pe altele, dar eu cu OBS filmez. Pentru cei care au OBS o să-i ajut acum. Cum ai să așteptăm până se gata? Hai să se încarce. Creating BlueStacks Shortcuts. Bă, de ce doamne tămi să duce așa? Bifați asta dacă vreți să vi se aprindă din prima după ce s-a gătat și dați finish. Acum așteptăm să se deschidă aplicația. Este foarte bună, nu știu, eu, în opinia mea, asta e cea mai bună. Bun. Dacă vreți să fiți pe BlueStacks, aveți nevoie de un cont de Google. Aveți, da? Dacă nu aveți, nu puteți să intrați pe aplicație. Acum hai să așteptăm să mi se încarce. Și după aceea dați pe butonul ăsta. Și vă scrieți acolo email-ul. Da, hai să așteptăm până se încarcă. Sper să încrășuiască. Ok. Dați pe Sing in with Google. Aici vă scrieți contul. Vă scrieți contul acolo și o să-mi pun eu parola. Uitați-vă la imagine până o pun. Ok. O punem acolo. Și să-mi o pun. Bun. Am pus-o.
să fac înapoi stabul. Și am... Vi s-a prins chestiunea asta. Și asta, dar de asta nu vă întere. E de făcut liber. Dar nu vezi live. Bine, o să facem live. Dar nu acum. Așteptăm să se încarce. O să stea mult, cred că. Pentru că așa mi-asta mie prima dată. O să tot scrie așa într-una. Dar puteți, dacă nu ține așa de mult. One moment, please. Hai că aștept un moment. Dacă mult stai. Haide! Haide! Opa! No! S-a blocat? Ok, bun. Mi-a mers așa un pic în... La... Dar nu este bai. Aici? Ok, acolo dați agree. Ok, astea mă întreabă, nu știu de vă întreabă. Aici vă puneți voi limba. Ce vreți tu, eu să las engleză. Și dați pe butonul ăla să continuăm. Și continuu. Ok, iară trebuie să-mi pun parola. Ok, what? Unde mi-a dispărut? Ok, asta e ciudat. Mi-a dispărut imaginea. What? Aici imaginea. Ok, uitați-vă la ea. Vă pare acolo ceva și dați ok. Bun. Hai să vedeți acum ce fac. Bun. What? Dragă. Ok. Stați că nu vrea... N-am scris eu bine parola poate. Opa. Așa, Tony. Bun. Zi mi-e merge acum. Ok. Aici bifați dacă vreți. Ăsta e od nu. Astea le lăsați așa și dați. Să mergeți mai înainte. Bun. Aici vă puneți numele. Vă puneți numele și finish. What? Ok, got it. Got it. Bun, vedeți că s-a pus aplicația asta și ăsta este un emulator. Acum, hai să băgăm un joc să vă arăt că se pot băga și jocuri. Dați pe Play Store și o să fac așa. Așteptați să se încarce și ați intrat în App Store. Hai să descărcăm un joc. O să iau Clash Royale. Să apleci Royal și o să dați install. Dați accept. Și acum așteptați să vi se încarce. Nu o să stea mult pentru că este un joc mic. Nu e așa de mare. Dar vedeți că se și încarcă. Hai că se încarcă iute și după vă arăt cum să filmați cu el. Puteți și așa, că puteți da full screen, să vă arăt. E pe F11. Pe F11 să dați full screen. Vedeți dacă veți da pe F11 la filmare, să nu apăsați că vi se închide. Vi s-a gătat, dați X la Play Store și vă dă aici și vedeți că vă pun joc. Acum, dacă vreți, puteți să faceți și cu display capture. Dar dacă vreți să se vadă numai aia, dați add și la window capture, aici. Dai OK și vă selectați aplicația.
După vedeți că v-a pus-o. Uitați, vedeți? Vă vede și mouse-ul. Toate, uite aici, perfect merge. Și cam tot a fost pentru tutorialul de azi. Dacă mai vreți tutoriale, spuneți-mi în comentarii și dați like. Bun. Să vă arăt că merge și pe jocuri. Vedeți, vi se face așa. Vedeți? Și puteți și filma. Perfect. Vă pune și o imagine în spate la jocurile de astea. Ok, se aude cam tare. Sper că nu se aude tare. Ok, se aude cam tare la mine. Sper că mi se conectează aici la Google Play Games ca să mi se facă la meu. Ok, yes. Și acum mi se încarcă salvarea mea. Bun, dar cred că atât a fost pentru episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!